Sezonul estival este oficial deschis la mare. Toată lumea este încurajată de bilanțul mini-vacanței de 1 mai, chiar dacă există și multe nemulțumiri punctuale. Operatorii din turism spun că stațiunea Mamaia, ocolită anul trecut de turiști, revine în forță. Are deja cu 50% mai multe rezervări decât în 2022, plus atuuri importante. Trendul în acest moment, până la sfârșitul lunii aprilie, este unul foarte bun pentru stațiunea Mamaia. Se află pe locul întâi ca și vânzări pentru perioada early booking. Mamaia este evident, are faleza unde se pot plimba, cu o zonă de promenadă excepțională, telegondola, are parcurile acvatice, cele două parcuri, unul pe lac și unul în interiorul stațiunii, și apoi conectivitatea foarte bună cu Constanța, delfinariu, acvariu, muzeele. Turiștii sunt în căutare de atracții, dar și de servicii pe măsura prețurilor. Mulți vor să scape de grija meselor în vacanță, iar soluția este all-inclusiv. Cei care au copii foarte mici adoptă mai ales pachete de all-inclusiv. Cei care au copii mai mari sau cei care vin singuri, cu cât crește, să zicem, gradul de independență al adulților, doresc să guste și destinația și nu aleg all-inclusiv-ul, pentru că la all-inclusiv stai acolo. Un sejur mediu durează 5 zile. Prețurile medii pleacă de la 1100 de lei pe cameră dublă pentru 2 adulți în regim all-inclusiv. Asta înseamnă că turiștii au toate facilitățile incluse, de la plajă, piscine, loc de joacă, spectacole pentru cei mici, pentru cei mari. În vara lui 2022, în topul preferințelor s-a aflat Eforie, unde plajele au fost neîncăpătoare pentru numărul mare de turiști. Mamaia și Costinești au fost următoarele cele mai căutate stațiuni.